ce pești cu ăla vezi tu acum? Andreea, Lucas! Lucas! Dă-i eu stau în jos! Eu am înțeles, o să încerc chestii de așa, o să poți să fie de-o.
steaua. Da. Asta-i tata. Hai să ne luptăm la ta. Uite, și el e bun. Hai la ta. Nu, iar te oprim. Nu te oprim, s-a scăpat. Bravo, mă. Bravo, mă. Și cu echipa în colegi. Da, n-ai de ce să fii supărat. Și David grește din schilor, ascultați-mă pe mine și voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce-a învățat pe Solomon înțelepciune Dumnezeu al tuturor cuvinte, împărate al tuturor, deschide sufletul, inima, ca să priceapă, să înveți, să facă voia ta. Ferește pe dinși de toate ispita, păzește în toate zeveților și fă cu spor totdeauna în toate poruncile tale. Pentru găciurile născătoare de Dumnezeu, și ale tuturor sfinților tăi acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului Nicolae Florin Oancea, primarul municipiului Deva, Carmen Buzatu, reprezentantul Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara, precum și a reprezentanților administrației publice, locale și județene. Moral, dar și în cel afectiv, luna septembrie are o semnificație aparte, imprimată de multă vreme în mentalul colectiv, începerea unui nou an școlar. Reîntoarcerea la școală, an de an, în anotimpul autumnal, este dragele. Sperăm că perioada pe care o petreceți pe băncile acestei școli, de o seculară vechime și de o bogată tradiție,
să fie ani urmării dumneavoastră ca oameni și ca viitor specialiști în diverse domenii de calitate și performanță. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, disponibilitatea pentru muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție, achiziții noi și utile care ne îmbogățesc. Vă doresc, dragi elevi, să vi se împlinească toate idealurile, să aveți sănătate și putere de muncă, să vă bucurați de liniște sufletească, să fiți buni colegi, dar și prieteni. O lume, una și un pic, până când vom finaliza lucrurile la corpul Inoitus. Deci, încă o dată, felicitări tuturor și mult succes în noul an școlar! Mulțumesc! O invit pe mesajul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. O invit la microfon pe doamna inspector Carmen Bizacu. Prima zi de școală se trăiește dintotdeauna cu emoția, cu încredere și cu speranța unui nou început, mai bun, mai împlinit, mai prosper, atât de copii, de familiile lor, cât și de deascăl și de întreaga comunitate. 2022 se datorează atât muncii elevilor și a deascălilor, deopotrivă, dar și comunicării deosebite dintre toți factorii educaționali, familie, școală, comunitățile locale și județene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și m-ați invitat, dragi elevi și profesori, de puțin timp. Este vorba de medalia de aur obținută la acest concurs internațional. L-am invitat astăzi, aici, alături de noi, să vă adreseze un scurt mesaj. Bună dimineața, dragi profesori, dragi părinți, bunici invitați, dar în principal, dragi colegi. Să nu luăm totul de-a gata cum ni se dă, să avem o gândire critică. De exemplu, când învățăm o teoremă la matematică.